What the fuck? He's something there. Hey! Pronti! Ooh, it's a motherfucker! Oh! Nu știu, băi! Yeet! Ce prost ești! Băi, sunt aici cu fenul. Mafiatul. Și mergem să colindăm lumea astăzi. De ce pula am zis-o? Nu, nu trebuie să te lăsă. Uuu, mai ușor, mă, că ce ești cadru. Matrist ăsta de somn, nici n-am apucat bine să-mi sune ceasul. Că am zis, la 7:30 mergem. La sână asta, la ceasă, 7 fără 20. La 7 fără 20. Că nu poate să doar. Bun, mai vorbim omul, dar sunt gândit. Asta cu tirul plec cu a tăi, eu plec cu a doua. Și acum mergem la Râmnicu Vâlcea, nu știu ce o să ne întâmpine pe drum. Dar am reușit să bem cafea. De fapt, cum o beau eu, o beau încet, dar asta m-a pus să beau ca cafea cu gamme și cu asta. Mi-am luat cafea la bază. Da, mă, ne vedem când o să fie drumul mai bun, că acum suntem în câmp. Ce fac, finule, acolo? Ce fac acolo? Stai. Mamă, m-am mâncat, eu voiam să intru aici. Tu, mă, dără, ce vă sperie, da? E ce noapte? Nu mă împinge! E? E? Nu sunt eu, că... Dacă două ușor ești, stai și tu pe ea. O gheață de... Cred că-mi bat pula cu frate, aștept lângă tabă. Și acum începe să patineze, stai așa. Aia, băi, Tokyo Drift. Fii atent, mă. Bă, mă lași așa mare. E. Numele prăștilor pe toate gardă. Tu ești, nu? Că ești prost? Mulțumim. Ia. Hai că merge la temperatura asta. Bine, ce bine că ești prost. Mami, pe unde ești, mă? În Râmnicu Vâlcea. Ole, ce dracu mă dă pe acolo? Păi, dar nu ai spus, mi-ai spus? Te-ai zis că merg în zona asta, nu ai zis că merg în zona asta. Bă, băieți. Trebuie așa că eu am muici de ăștia albi în picioare. Asta-i? Am ajuns aici, între munți. Tocmai în Râmnicu Vâlcea. După vreo 2 ore și jumătate, dar mers cu mașina. Rezistă 7 ore. Am încercat. Drumuri grele, cu accidente pe drum, câini loviști, dar nu știu. Hai că, bă. De fapt am omorât un rinocer pe atunci. Și m-am ales cu... Acum aici, prăvita ea. M-am ales cu o coastă ruptă. Da, măcar l-am cucerit. Și acum unde merg finul? La dragul de ea. Am făcut picioare, las că fac azi. Ei, ziceai că sunt gras, dacă mai facem 2-3 experiențe astea, vorbesc? Ha, și eu ajung, o să... Îi vede că... Nu, nu vorbi și... Ai venit acasă, stai acasă, mănânci ciorbă, da? Cine a fost pe care bucat să-l am o zi întreagă? Băi, nebun rău, zic să mănânci ciorbă. Bic. Ce pe bic? Te trebuie să-i pe picior, mă. O, what? Din gaura aia de acolo, unde vezi panoul ăla. Așa, a? Să vede stadion. Râd, eu râd finul ăla, dar pe filmare nu se vede așa. Știi cum se vede? Nimic. Bun, am tremură pe... Tremură picioare, ha! Tremură viața! Da, înapoi cum ne întoarce? La urcare, dar la coborâre te-o de aici. Mă, că am urcat.
Deci am mai fost vreun pre... Ha, bă, că am făcut jumătate în drum. Bă, dar cred că trebuia să luăm mai degrabă pe acolo, nu? Pe margine. Uite, filmă, zăpadă în poate. Păi, vezi astea, semnele astea? După copaci? E să nu te pierzi dacă ești prea asta. Ia așa, nu-i împăzut. Că mă arăt dacă o să ai cu ușor. Și eu... Eu am gros că ne întâlnim jos. Că n-am auzit bocănitura. Bă, eu mă gândeam să-mi iau ghetele, da. Bă, ideea e că n-am văzut pe internet că strasele e de-astea montane. Ți dai, mă, finul de jos? Vârta? Nu știu, mă, dar îmi place. Am urcat de acolo de sus. Am coborât de fapt, hop, până aici. Să moară familia mea, iată ce am pămâiți. Finule, întoarce cu rum. Ăsta face vlog acum, mă. Întoarce-mă cu rum. Fă-ți, mă, pură, mă. Am găsit niște lichier aici. Ia, bă, am găsit lichier, Fabia. Vice pe vlog acolo. Să-mi va apun. Frumos, frumos, da, mă. Am dat aici de un monument, mereu îi numere. Castrul Roman Arutela. E o chestie aici, în paragina aproape. E de prin anii 2000 după Hristos construită. Nu știu ce e în chestia aia, dar mergem acum să vedem. Am fost în partea aia să vizităm o... E mănăstirea Cozia, cred, dacă nu mă înșel. Și am luat-o la nimerală în partea aia. E un păisaj frumos, am făcut câteva poze. Și acum am întors aici. Aia e cea mai bună locație de vizitat. Dar e interesant așa cu pietrele astea, nu știu ce erau aici, probabil o cameră sau un ritual de un ritual satanic. Hai că era ritual satanic. Nu contează. Mergem de ce aici în biserică. Aici cel mai probabil era clopotnița. Miroase a tămâi aici. Și un pot, dacă gata el. Încă am pus. Și, ca de obicei, oamenii sunt nesimțiți, dar nu contează. Aici avem o ușă după timpuri. Da, cu asta aici. Oh, ia! Yeah. Nu mai scârți. Bă, nu scârți. Și aici doi îndrăgostiți. Care ar fi șansele că ei să uite fix la tentativa asta de vlog. Astea sunt zidurile. Monument istoric, monument istoric, da. Cred că mai bine mergea o cetate făcut. În fine, cam asta e tot. O să fac poze și de acolo, o să vă arăt din față. Nu știu exact ce monument istoric a fost sau ce s-a întâmplat aici, dar puteți să vă dau un comentariu și voi. Și dacă vreți să veniți, aveți să vedeți decât niște pietre. Și acolo e un baraj. Ăla e oltul. Și acolo e alt baraj. Dar nu se vede de aici. Urmează să mă duc și să vă arăt ce... Cam cum se vede chestia asta de aici. E oarecum interesant, da? Tot nu știu ce a fost. Ah, și asta e tot monumentul istoric. Cel mai probabil aia a fost tot... Cred că a fost tot ce fel de mini cetate pe aici. Că văd că e poarta aia destul de mare acolo. Dar pereții s-au cam dus peste de aici. Și aici cel mai probabil erau niște cămărâți. Da, rău n-arăta. Sau eventual era o chestie, o biserică, cred. E că sunt niște turnuri acolo, astea mergem noi în ele. Dar după ce dau puțin cu bow-ul, nu, și asta s-o sparg. Ia vezi finule! Me! Erau tare pe vremea. Bine, e și aici asta. Ce șansă o miște. E destul de groasă. Ce faci să vă zici aici? Oh, what the fuck? Is something there? Hmm? Cred că doar veți. Cred că doar veți de acolo. Bă,
cred că e cineva acolo, ori doarme, ori nu știu ce se întâmplă. O fi vreun boschetar așa, ca noi. Ia vezi, e acolo sus sunt niște faine. Se moară fabul. Mă, ce? Păi acolo, e nu-i nimic. Ce prost ești! N-am apucat să fac încheierea la vlogul ăsta pentru că am rămas fără baterie în timp ce urma să mergem acasă, dar sper că v-a plăcut și dacă mai vreți gen aceste tipuri de vloguri și excursii oricum, nu contează că vreți voi, că nu vreți, eu toate le pun pentru că vreau să le am amintire. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și ne vedem la următorul episod și dacă nu, chiar și un share. Vă pup, pa!